Sportă, România a reușit doar un egal cu Liechtenstein în ultimul amical înainte de Euro. Mergem încrezători în Germania, spune Iordănescu, care a anunțat și lotul pentru turneul final. A renunțat la doi jucători. România a făcut egal 0-0 cu Liechtenstein, naționala de pe locul 202 mondial. Eventual la rușine istorică, puteți să o caracterizați cum doriți. Eu nu am timp să stau supărat prea mult, pentru că de mâine timpul e contra cronometru. Cu siguranță vom arăta altfel la Euro. Nu voiam nici să ne accidentăm înainte de acest campionat european. Un singur meci nu poate schimba nimic, nici moralul nostru. Stăm pozitiv, mergem înainte și ne gândim la Euro. După amicalul din Ghencea, România a anunțat lotul final pentru Euro cu ajutorul elevilor de la Liceul de Arte Plastice. Selecționerul a renunțat la portarul Sava și la Grameni. Ce înseamnă pentru tine să participi la campionatul european? Un vis îndeplinit. Ați păstrat golurile pentru Euro? Sper să nu le-am dat acum și sper să le dăm toate acolo cât de multe.